trotuarelor, curățenia în spațiile publice și în curțile blocurilor locuit. Păi am ieșit, m-am oprit, am cedat trecerea la pietoni și am mers mai departe. Peste 80% din transportul interurban de pasageri va fi sistat începând cu ziua de mâine și până joi, 29 februarie, în semn de protest. Ședințele primăriei Chișinău vor fi organizate cu prezența fizică la o anumită periodicitate. Este propunerea edilului capitalei Ion Ceban, care își dorește ca odată la două săptămâni să adune în jurul său responsabilii din diferite structuri ale instituției. Printre subiectele cheie discutate astăzi a fost raportul privind măsurile întreprinse în domeniul social și cel de sănătate. La moment, în cadrul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială Municipiului Chișinău, există serviciu de îngrijiri sociale la domiciliu. De acest serviciu beneficiază anual peste 2800 de persoane. Totodată, Vladimir Bolocan a vorbit și despre cât de funcțional este serviciul de plasament. Anual, Municipiul Chișinău alocând în această direcție în jur de 2 milioane de lei pentru a plasa persoanele în cadrul unor aziluri specializate și certificate în mod cuvenit. Peste 7 milioane de lei au fost alocați în ultimii ani pentru dezvoltarea serviciului social Echipa Mobilă. Un serviciu unic în țara noastră, dar care poate fi replicat la nivel național cu susținerea Primăriei Capitalei. Suntem gata să susținem aceste programe din punct de vedere a consultațiilor necesare, oriunde ar fi alte locații pentru a fi implementate, fie că este Soroca sau Briceni, Cahul sau Ungheni sau alte localitate. Pe ordinea de zi a fost inclusă și problema asistenților personal, care continuă să protesteze. Protestele de ziua de duminică. Vreau să fac o remarcă, pentru că noi, cei de la Direcția pentru Protecția Copilului, am făcut toată posibilitatea de a menține serviciul de asistență personală, cu toate că se vehiculează că am redus ilegal din orele de asistență personală. Din 630 de asistenți personali care sunt în serviciul nostru acum, niciun asistent personal, în primul rând, nu a fost concediat. În urma evaluării, în jur la 200 de asistenți personali beneficiază de 40 de ore de asistență personală, în jur de 300 beneficiază de 0,5, 4 ore pe zi și o parte din ei pe 0,75. Totodată, în cadrul ședinței de astăzi, primarul Capitalei a cerut responsabililor să intervină rapid în procesul de reparație a porțiunilor de drum, a trotuarelor deteriorate, dar și în amenajarea spațiilor verzi. Începând cu săptămâna curentă, să ieșiți în teren și să faceți inventarierea situației nemijlocit în spațiile publice din municipiul Chișinău, trotuare, străzi, curți, tot ce a fost reabilitat și ce urmează să fie reabilitat, spălarea străzilor, spălarea trotuarelor, curățenia în spațiile publice și în curțile blocurilor locuit. Un alt subiect discutat în cadrul ședinței a fost susținerea producătorilor autohtoni și a agricultorilor. Astfel, pretorii vor examina toate posibilitățile organizării târgurilor de sezon, iar anumite spații vor fi rezervate gratuit pentru desfășurarea acestor târguri. Retrasă de pe rol. Aceasta este decizia Curții Europene a Drepturilor Omului, care a respins examinarea cererii lui Vyacheslav Platon. Controversatul oligarh s-a plâns instituției europene de rele tratamente în timpul detenției și de eșecul autorităților naționale de a efectua o investigație eficientă. Totodată a fost făcut public faptul că în ianuarie 2023 avocatul reclamantului a informat grefa curții că nu-l mai reprezintă pe Vyacheslav Platon. De asemenea, el a notat că reclamantul urma să informeze Curtea Europeană cu privire la numirea unui nou reprezentant. Plângerile reclamantului în temeiul articolelor 3 și 13 din Convenție cu privire la presupusele rele tratamente pe care le-a avut în închisoare și incapacitatea autorităților naționale de a aduce o anchetă efectivă pe acest caz au fost transmise Guvernului Republicii Moldova, care a prezentat observații cu privire la admisibilitatea și fondul cauzei. Prin scrisoarea din 27 martie 2023, reclamantul a fost informat că
termenul de depunere a obiecțiilor sale a expirat la 13 februarie 2023 și nu a fost solicitată nicio plângere. De atunci, instanța nu a primit nicio scrisoare de la reclamant sau de la reprezentantul acestuia. CEDO a concluzionat că nu există motive pentru a continua examinarea cererii. Reamintim că Veaceslav Platon a fost eliberat din detenție în ianuarie 2020, iar în luna iulie a anului următor, Veaceslav Platon a părăsit Republica Moldova. Astăzi, controversatul om de afaceri se află în Marea Britanie. Totodată, procesul penal din dosarul Landromat este încă în desfășurare, iar în cadrul acestuia, Platon este judecat pentru înșelăciune și spălare de bani în proporții deosebit de mari. Peste 80% din transportul interurban de pasageri va fi sistat începând cu ziua de mâine și până joi, 29 februarie, în semn de protest. Anunțul a fost făcut de către Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto după ce autoritățile nu au dat aviz pozitiv solicitărilor transportatorilor de a nu aplica noile prevederi ale codului transportului rutier. Din cauza că nu suntem de acord cu legislația care a fost primită în Parlament despre ce fie intervalurile de 15 minute, că fiecare primar să aibă dreptul la deschide rute. Uitați-vă la ce situație am ajuns. Noi, transportatorii, cerem legislația europeană de la guvernul care spune că e pro-european. În timp ce transportatorii sunt nemulțumiți și spun că unii dintre ei ar putea chiar să-și piardă licența, autoritățile susțin că noile prevederi vor facilita o concurență sănătoasă și vor oferi mai multe opțiuni de deplasare pentru călători. Totodată, ANTA a avertizat transportatorii cu privire la faptul că se pot alege cu amenzi usturătoare de peste 20.000 de lei dacă nu vor asigura mobilitatea cetățenilor. Și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, a explicat în cadrul unei transmisiuni live pe pagina sa de Facebook că revendicările transportatorilor sunt neclare. Dacă sincer, pentru noi tot este o neclaritate. Totuși, care este motivul? Pentru că până acum acea asociație de transportatori nu a putut să explice clar care este motivul. Ce înțelegem noi? Înțelegem că acel grup de transportatori vor ca lucrurile să rămână la fel, să nu se schimbe nimic în transportul public interurban. Declarațiile ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spânu, au stârnit un val de nemulțumiri în rândul transportatorilor, care au anunțat că începând cu ziua de mâine vor sista transportul interurban pentru 3 zile. Amintim că inițiativa legislativă de modificare a codului transporturilor rutiere a fost votată de Parlament pe 22 decembrie 2023 și va intra în vigoare în data de 1 martie. Inspectorul Național de Securitate Publică, comisar Alexandru Mânza. Vă rog frumos să-mi prezentați un act de identitate, permis de conducere și certificatul de înmatriculare a unității de transport. Motivul stopării dumneavoastră a fost faptul că nu ați cedat trecere legală unui pieton care se afla pe trecere pietonală. Am cedat trecere de pieton. Am prezentat act. O trecut pietonul și pe urmă am trecut eu. Probabil nu l-ați văzut. Mânați, vă rog, actul. Din 12 februarie și până pe 25, oamenii legii din întreaga țară au fost antrenați în cadrul campaniei Pietonul. Polițiștii și-au propus să disciplineze conducătorii auto care nu cedează strada pietonilor în zonele special amenajate. Nemulțumirile șoferilor au fost de neevitat. Păi am ieșit, m-am oprit, am cedat trecerea la pietoni și am mers mai departe. Nu sunteți de acord? Nu. Lasă să-mi arete! În cadrul operațiunii, peste 1000 de șoferi din toată țara care au încălcat regulamentul rutier au fost trași pe dreapta. Aceștia s-au ales cu o amendă de până la 1800 de lei, 5 puncte de penalizare, iar în cazul în care pe parcursul acestui an vor încălca repetat, aceștia vor rămâne și fără permisul de conducere pe termen de 30 de zile. Nici pietonii nu au scăpat fără mustrare. Cei care au traversat strada neregulamentar au primit o amendă de până la 600 de lei. Sunați cumva o poză sau de nu mergem la inspectorat. Trebuie să mergem la inspectorat și suntem în băletini în 3 ore. De ce ați traversat neregulamentar? La ora 11 avem înscriere la stomatolog. V-ați grăbit? Am grăbit. Graba a fost cea care le-a jucat festa celor care se încumetă să o ia pe scurtătură și să încalce regulamentul de circulație. Astfel, după nici 10 minute, oamenii legii au surprins un alt pieton care s-a încumetat să traverseze strada neregulamentar. Cunoașteți încălcarea pentru care vă rog frumos. De ce ați traversat neregulamentar? Da, mă scuzați, mă. Vă
vă grăbiți? Vă recunoașteți vina? Da. Am întrebat mai mulți trecători din preajmă dacă traversează strada doar în locuri autorizate. Deși unii ne-au spus că sunt foarte precauți și nu-și riscă viața, alții ne-au recunoscut că trec și în locuri interzise. Nu. Recunoașteți că nu de fiecare dată? Recunoaștem, da. De ce se întâmplă asta? Dacă ne trebuie mai degrabă la troleibus, ne scuzați. Trec regulamentar de fiecare dată, dar se întâmplă când cobor din troleibus, oamenii își trec chiar pe unde e stația. Așa. Credeți că e periculos? Desigur. Desigur. Sunt unii care trec copiii de mână și așa trec strada. Regulamentar. Măstărul întotdeauna. Acum este foarte multe mașini. Sara aici este ambutoiaș și ne stăruim. Deci nu riscați. Nu, desigur că nu. Oamenii legii spun că cele mai multe accidente rutiere se produc din cauza vitezei, dar și pentru că pietonii traversează strada în locuri neregulamentare sau șoferii nu le cedează trecerea. În cadrul campaniei, polițiștii au realizat mai multe instruiri și cu elevii din mai multe școli din țară pentru a le reaminti despre necesitatea respectării cu strictețe a regulilor de circulație. Este o acțiune care se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova, activități de depistaj documentare și inclusiv și vizitele în cadrul instituțiilor de învățământ, unde cei micuți elevi sunt informați suplimentar despre necesitatea respectării regulilor de circulație și, în special, de ce trebuie să țină cont când participă în traficul rutier având calitate de pieton. În cadrul campaniei Pietonul, oamenii legii au documentat în total peste 2000 de șoferi și pietoni care au încălcat regulile de circulație. Încă un moldovean ne duce faima în lume. De această dată vorbim despre artistul plastic Alexei Gurski, care a realizat cea mai mare pictură modulară din Europa, iar pentru asta va avea înscris numele său și a picturii în Cartea Recordurilor Guinness. Creația sa, transpusă pe pânză, se numește The World, ceea ce se traduce din limba engleză Lumea. Lucrarea reprezintă un puzzle de 60 de picturi mai mici, iar autorul i-a dat viață în doar 7 zile. Pictura reprezintă viziunea autorului lui plastic asupra lumii înconjurătoare. Anterior, lucrările artistului basarabian au câștigat popularitate în Federația Rusă. În septembrie 2021, la expoziția de autor Loving Bulgakov, dedicată lucrării Maestrul și Margarita, picturile lui Gurski au fost prezentate de interpretul rus Filip Kirkorov. Cu una dintre lucrări, vedeta showbizului rusesc nu s-a despărțit nici până în prezent. Mai multe informații despre munca neobișnuită și activitatea creativă a artistului plastic vă vom vorbi în următoarele buletine de știri marca Newsmaker. Așa că abonați-vă la paginile noastre și fiți cu ochii pe noi! Haos total pe străzile de la Bruxelles. Fermierii belgieni au adus sute de tractoare în cartierul european, unde astăzi a avut loc o reuniune a miniștrilor agriculturii din Uniunea Europeană. Câțiva fermieri au intrat cu tractoarele în barajul instalat de forțele de ordine, iar polițiștii au folosit gaze lacrimogene. Protestele în care au fost implicate aproximativ 900 de tractoare reprezintă nemulțumirea fermierilor față de obstacolele birocratice, măsurile UE de combatere a schimbărilor climatice, dar și eforturilor de a ajuta Ucraina în a-și vinde cerealele. Reamintim că astăzi, în cadrul reuniunii, miniștrii agriculturii au dezbătut un nou set de propuneri ale UE pentru reducerea presiunii asupra fermierilor, inclusiv realizarea câtor mai puține inspecții agricole și posibilitatea de a scuti fermele mici de anumite standarde de mediu. Alte proteste au fost organizate în luna februarie și de fermieri din Polonia, Franța, Spania și Grecia.